Despre joc, ca de fiecare dată. Suntem în fața unei partide importante, ca toate celelalte. Și, bineînțeles, nu vom merge în excursie, vom dori să scoatem cât mai mult. Așa cum spunea și Nico, ne dorim să scoatem 3 puncte. Dar, la final, vom vedea ce reușim. Dacă aveți întrebări... A trecut ceva vreme de la ultima victorie. Dacă punem și vacanța, sigur că a trecut. Sigur, sunt doar două, a fost doar un joc în deplasare. Nu au fost foarte multe, ca să spunem că mă refer la acest an. Ne dorim de la fiecare joc să scoatem mai mult. Dacă o luăm așa cronologic, sigur, sunt partide toate la fel de importante, indiferent că jucăm acasă sau jucăm în deplasare. Noi nu o luăm că dacă jucăm în deplasare mergem să ne predăm sau dacă jucăm acasă trebuie să câștigăm. Toate meciurile sunt importante, indiferent unde jucăm. Ne dorim de la fiecare joc și mergem pregătiți la fiecare joc să câștigăm, dar, vedeți, e un fenomen în care intervin foarte multe variabile și nu putem de fiecare dată să le gestionăm. E un sport în care toată lumea se pregătește, unii sunt mai inspirați, alții mai puțin. Nu de fiecare dată câștigă cel mai bun sau cel care joacă mai bine. Deci, la noi totul se judecă cu prea multă patimă și probabil că în anumite momente patima depășește rațiunea și din acest motiv suntem atât de înflăcărați, ca să spun așa. Apropo de patima, ați stârnit valul cu declarația de la finalul meciului cu Voluntari, legat de polică. Sigur, n-aș vrea să revin foarte mult, dar nici nu știu ce să fac, să zâmbesc sau să fiu trist. Pentru că de fiecare dată atunci când rezultatul nu este cel favorabil, lumea interpretează vorbele. În niciun caz nu mi-am propus să jignesc sau să deranjez pe cineva. Dacă am făcut-o, nu sunt atât de orgolios încât să nu pot să-mi cer scuze. Deci n-am vrut în niciun caz să deranjez pe cineva. Încă o dată vă spun, îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva. Nu cred că a fost cazul. Dar v-am spus niște lucruri care la momentul respectiv așa am considerat că trebuie spuse. Cu toții suntem oameni, mai putem și greși. Încă o dată vă spun, nu consider că am făcut-o pentru a leza pe cineva. Dar dacă așa s-a considerat, îmi cer scuze. N-am vrut în niciun caz să deranjez pe cineva. Sau să ironizez pe cineva, sau știu eu, să pot scoate multe din aceste cuvinte. Dar de fiecare dată v-am spus, când rezultatul nu este, nu e favorabil, se interpretează orice vorbă, orice declarație și atunci sigur că se pot naște tot felul de interpretări care de cele mai multe ori deranjează oamenii. Și Nicu a spus și dumneavoastră că vreți 3 puncte de la acest meci. La fiecare joc încercăm același lucru. Dacă se întâlnim campioana egalurilor și echipa cu a doua cea mai bună apărare. Știm cu toții, am discutat cu băieții, cunoaștem, întâlnim o echipă redutabilă, în special pe teren propriu, o echipă foarte bine organizată, o echipă care nu putem spune că face un joc fantastic de spectaculos, dar o echipă foarte eficientă, primesc foarte greu goluri, dar și noi la rândul nostru, așa cum spunea și Nico, eu cred foarte mult în acest grup, avem un obiectiv final, am spus de fiecare dată, totuși să nu uităm, suntem o nouă promovată, nu în ultimul rând, încă nu s-a terminat campionatul. Noi de fiecare dată tindem să facem declarații după un meci sau după o etapă sau după câteva etape. Nu, cred că ar trebui să așteptăm finalul și abia apoi să tragem concluzii, să vedem ce am reușit să facem. Pentru că eu v-am spus, în ultimii 5 ani au fost foarte multe lucruri care sunt greu de șters cu buretele după doar un singur sezon. Și cred că aici ar trebui să existe mai multă răbdare, mai multă grijă atunci când facem acuze sau atunci când avem pretenții foarte mari. Asta am vrut să spun de fiecare dată. Este Roman aproape de revenire, că l-am văzut aici. Mergeam la antrenament. M-am spus, facem tot ce depinde de noi ca să recuperăm. Am spus de fiecare dată. Am alți jucători în vestiar care în momentul de față trebuie să meargă mai departe și nu trebuie să depindem doar de un singur jucător. Roman e clar că este un jucător foarte important pentru noi, dar toți cei care sunt în momentul de față valizi trebuie să înțeleagă că viața trebuie să continue
Și am spus de fiecare dată, și cu Roman, și fără Roman. Și cu Grozavu, și fără Grozavu. Deci de asta vă spun. Acum, sigur, cu toții regretăm absența lui Roman. Am spus că este un jucător foarte important, a arătat care este rolul lui în această echipă. N-am găsit până în momentul de față un înlocuitor, dar de la joc la joc noi sperăm ca ceilalți nu neapărat să facă ce face Roman, pentru că e foarte greu. Suntem unici pe planeta asta, fiecare în felul lui. Dar ne dorim ca un jucător care intră în locul lui Roman să profite de șansa care îi se oferă, să dea mai mult și să facă tot ce depinde de el pentru ca echipa să câștige. Că o face la fel ca Roman, e mai dificil. Că o face mai bine ca Roman, eu sper că să fie mai ușor. Dar au șanse să joace Roman și Lung? Sau... În momentul de față, nu. În momentul de față, nu. Încă sunt în procesul de recuperare, încă nu se antrenează cu echipa. Nu ne-am așteptat la momentul când s-au accidentat să fie o accidentare pe termen lung. Din păcate, suferim. Nu suntem o super echipă care să avem pregătit în orice moment un alt jucător care să înlocuiască pe unul sau pe celălalt și sigur că probabil aceste rezultate de la începutul anului s-au datorat și faptului că nu am avut cel mai bun 11 la dispoziție. Da, am spus, eu nu vreau să caut scuze niciun moment pentru că avem alți jucători care trebuie să profite de șansa oferită, trebuie să fie jucători care atunci când intră pe teren, chiar dacă nu fac ce au făcut cei care au lipsit din punct de vedere al valorilor, măcar ca și implicare, ca și atitudine, trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Și cred că atunci, de fiecare dată, nu un jucător poate să câștige un joc, ci doar grupul, echipa câștigă jocul, dar unul sau altul dintre ei poate să facă diferența. În cazul lui Roman, el a făcut în multe meciuri diferența și de asta s-a și remarcat. Dar echipa este cea care a câștigat jocurile. Mai sunt alte probleme, alte deficiențe? Mai sunt mici probleme, dar v-am spus, unele dintre ele sperăm rezolvabile până la momentul jocului. Avem și pe Hrib, care ni s-a confirmat un diagnostic care în primă fază, și aici avem iarăși o problemă de diagnosticare care cere timp, văd că se pierde foarte mult timp, primim un diagnostic, după care să aflăm că a fost alt diagnostic, va trebui să se opereze la genunchi, a făcut o ruptură de menisc, a făcut un MN, i s-a spus că nu are niciun fel de problemă, la al doilea control sau la citirea MN-ului s-a spus că n-ar mai putea să joace și că trebuie să se opereze. E vorba de Hrib. Mai sunt și alți jucători, v-am spus, cu accidentări, Saghiri, nu știm dacă vom putea să-l folosim. Și el a avut niște probleme după meciul de campionat. Nu s-a antrenat la fel cu toată echipa. Da, este un jucător care, v-am spus, încearcă, se străduiește, trebuie să avem mai multă răbdare cu jucătorii veniți recent la echipă, trebuie să avem mai răbdare și cu jucătorii care au venit de ceva timp la echipă, pentru că nu este ușor. Încă au probleme de comunicare, încă au probleme de adaptare. Nico e aici de față, nu e ușor. Sigur, e un jucător care s-a adaptat foarte ușor, este un tip sociabil, un tip care, cu care se poate discuta orice, dar trebuie în anumite momente să mai avem și clemență vis-a-vis de ei, pentru că sunt și ei oameni, au și ei tot felul de trăiri și trebuie să înțelegem, pentru că înainte de a fi fotbaliști profesioniști, sunt oameni. Și cu toții știm că mai putem face și greșeli. Ne supărăm pentru ele, dar după aia trebuie să fim maturi în gândire, trebuie să fim responsabili atunci când facem, declarații vis-a-vis de anumite lucruri. Vitor a mai prins totul la ultimele meciuri. Are șanse să meargă la Ploiești? Văd că s-a făcut un caz și din Itu. Mi se pare deplasat acest lucru, pentru că Itu a avut... Nu, dar nu, eu răspund la modul general, nu doar dumneavoastră. Mi-a spus întrebare, eu vă răspund. S-a făcut un caz și nu cred că era momentul. Iarăși, nu aș vrea să speculăm, știu eu că echipa a avut două rezultate mai puțin scontate și automat să găsim acum, domnule, dacă Itu... Atunci când câștigă echipa, niciodată, jucătorii care nu joacă nu mai întreabă nimeni de ei. Atunci când pierde echipa, de fiecare dată cei care nu joacă sunt cei mai buni. Sigur, Itu a avut șanse ca oricare alt jucător să-și demonstreze calitățile, să intre pe teren să-și facă treaba pentru această echipă. Restul, eu nu intru în tot felul de speculații sau ce se întâmplă pe aici. Nu sunt o persoană ranchiunoasă,
În schimb, v-am spus, atunci când lucrurile nu se întâmplă cum îmi doresc, pentru că eu răspund, eu sunt cel răspunzător de rezultat, decizia este la mine. Și dacă eu voi greși în deciziile luate, sigur că va fi cineva la un moment dat să mă judece și pe mine. Acum nu cred că vis-a-vis de unul sau de altul, aici n-aș vrea să vorbesc doar de ce m-ați întrebat dumneavoastră de ITU. În general, nu aș vrea să vorbesc, nu cred, pentru mine nu este un caz, așa că n-are sens să discutăm despre el. Când am crezut, deși locurile erau libere. Erau locuri libere, dar asta nu înseamnă că dacă avem locuri libere, o să vedeți meciul la care o să fie mai multe locuri libere. Asta nu înseamnă că dacă respectivii jucători nu fac ceea ce trebuie să facă, mai nu înseamnă că trebuie să fie în lot, chiar dacă... Deci sunt opțiuni vis-a-vis de anumite jocuri. Deci eu, atunci când fac evaluări, nu le fac doar pentru o etapă. Eu le fac la lung. Și atunci când un jucător, știu eu, nu-l simt că e în formă, sau... chiar și aceste lucruri trebuie tot pe ei să-i ajute. Să le dea un timp de reflecție în care să-și dea seama că nu sunt în cea mai bună formă, să muncească mai mult, să treacă un pic din partea asta în care sunt sub presiune, în partea asta de relaxare, în primul rând psihică, mentală, și apoi, sigur, dacă vor fi ce trebuie, eu nu cred că există vreun antrenor pe planeta asta care să nu introducă în teren sau să nu aibă în lot un jucător care dă randament pentru echipă. Dacă face cineva așa, cred că ori este nebun, ori își dorește să își taie singur craca de sub picioare. Și nu e cazul meu. Ce părere aveți de articolul care a apărut în presa București? Dacă îmi spuneți dumneavoastră că eu chiar nu l-am citit, am auzit ceva, dar dacă îmi spuneți mai multe... De la meci, am făcut cu FCU... Vorbim iarăși de... Eu dacă mă întrebați ce am spus acum o săptămână, știu ce am spus acum o săptămână, și mă întrebați de ce am spus acum o lună jumate, sunt niște lucruri care v-am spus. Atunci când simțim miros de sânge, imediat atacăm jugulară. Nu e cazul, nu e cazul. Vă rog. Achim joacă fotbal, Achim. Achim? Da. Nu, s-a avut în cazul că l-ați înjurat de ITU, asta a fost. În ce sens l-am înjurat? Da. Vă rog să-mi spuneți, serios, dacă nu. Eu folosesc. Da, puteți să-mi arătați. Eu v-am întrebat. Eu nu pun acum, nu e retorică. Chiar vă întreb. Nu aș vrea să face corpul pe mine, nu. Deci este Haideți să vă spun ceva. Haideți să vă spun ceva. A fost vreo cameră vreodată lângă banca și îmi cer scuze că folosesc două nume mari din fotbal românesc. Dan Petrescu sau Gheorghe Hagi. A fost cineva vreodată pe lângă banca lor să vadă dacă... Noi suntem la fotbal. Nici la seminarul teologic, nici la Academia Română. Suntem pe un teren de fotbal în care cu toții, și atunci când jucăm amical, mai scăpăm printre dinți. Eu am, cu jucătorii mei, am un vocabular care de multe ori e mai colorat, dar asta nu înseamnă. Suntem la fotbal, nu suntem între domnișoare, nu suntem între călugări. Îmi cer scuze dacă câteodată... Dar asta este, acum v-am spus. Nu cred că am spus ceva care nu s-a mai auzit, nu cred că am jignit pe cineva mai mult decât era cazul, sau cel puțin n-am vrut să jignesc pe cineva. Pentru mine, în jurături, sunt alea care sunt de familie, de mamă, de... că mai scap de un mort sau de nu știu ce. Acum, scuzați-mă, chiar v-am spus. Dacă am deranjat, iar vă spun, îmi cer scuze, dar nu cred că am deranjat pe cineva. Iar dacă era o problemă atât de mare, cred că trebuia semnalată imediat. Nu la an distanță sau la luni distanță sau la chiar la săptămâni. Cam ce am spus acum două săptămâni sau cu o lună de zile, cred că e puțin important. Și despre ce era vorba exact? Despre meciul cu, de la meciul cu Craiova? Am spus amical cu FCU Craiova. Așa. Și am zis spunând ietul în morții tăi sau nu știu. Dar nu cum, se face, dar cum se face că tot despre ITU e vorba? De ce e vorba despre ITU și nu e vorba despre alt jucător? Nu, deci este un articol despre IM Sport. Păi vedeți, v-am spus, în momentul în care ITU a devenit acum un caz, acum IM Sport. Nu știu cine sunt IM Sport, dar nu e treaba. Așa se face presa sportivă în România, cum o face domnul Știucan. Domnul Știucan face presă de sport în România. Așa se face presa de sport. Nu cred. Dar dacă vrea domnul Știucan, o să-i răspund. O să-i răspund și dumnealui, dacă o să-mi pună vreo întrebare. Suntem la fotbal, mai scăpăm și printre dinți. Important e să nu fie cu răutate, cu atac la persoană, dar vis-a-vis de ITU. Mi-aduc aminte că după meciul respectiv, ITU a fost titular. Păi dacă era cu tentă, cred că n-ar mai fi fost. A scris că după aia l-ați încurajat.
Nici când l-am încurajat, nu mai ții minte, că acum v-am spus, sunt acum o lună jumate sau cât a fost, două luni poate. Dar v-am spus, n-a fost, deci dacă aș fi avut ceva cu X sau Y, cred că nu, după aia, după ce îl bagi sau îl scoți, dar nici n-a fost cazul, nu știu, s-ar putea. Mai scap și eu, nu pot să spun că nu sunt ușă de biserică. Chiar nu sunt. Știe toată lumea, pă, în febra jocului mă mai agit și eu, dar nu cred că am făcut-o, v-am spus, 100% n-am făcut-o cu tentă, n-am făcut-o cu vreun motiv vis-a-vis de itus, cred că am mai spus și vis-a-vis de alții. Dar poate că nu s-a auzit, sau știu eu, n-am vrut să se aude. Nu știu, zic și eu, chiar nu știu. Nu mai țin minte, v-am spus, acum o lună jumate, vă rog frumos, fiți deschiși. Fiți deschiși, eu v-am spus, eu dacă am ceva, eu vă spun. Îi fac reclamă. Nu, dacă o să căutați, o să găsiți. Dar nu mă interesează. Nu, chiar nu vreau. Eu n-am chiar nu mă interesează. Nu o citesc. Nu citesc presă și v-am spus. Dacă am jignit pe cineva, îmi cer scuze. N-am făcut-o niciun caz cu răutate sau cu tentă. Cred că sunt o persoană care, dacă aș face-o când ne vedem pe stradă, atunci înseamnă că aș fi un nebun. Așa, pe terenul de fotbal, v-am spus, cred că fiecare, domnul Știucan, dacă a jucat fotbal, vă spun că și el cred că ar mai scăpa câteodată sau s-ar mai întâmpla să mai... Suntem cu toții, suntem bărbați, suntem așa că nu e cazul să fim acum atât de sensibili că mai spune unul ceva. A, dacă e cu tentă, dacă e cu răutate, dacă e cu, știu eu, adresă, atunci da, să pot, da, așa că s-a spus pe acolo și astea să scot tot timpul. Bine că nu mi-a spus iarăși, că mă mir că nu s-a spus în respectivul articol. Doamne, grozav, are antecedente, a avut nu știu ce cu Golovka, cu vreo 15 ani, 13 ani, că de obicei cam așa se spune, la o perioadă de... Cam de mult, nu? Dar atunci când l-auzim pe... Și iarăși, n-aș vrea să vorbesc, pentru că sunt jucători mari în România, care chiar nu merită să-i aduc eu în discuție aici. N-ar fi frumos pentru mine, pentru că nu mi-au permis să le folosesc numele. Toată lumea o face, vă spun 100%. Și dacă tot mă folosesc de prilej să-i spun domnului Știucan, dacă vrea să meargă la fotbal, să stea și o să vadă, că audă nu numai de la Grozav, audă de la toată lumea. Eu nu sunt un om care îmi înjur jucătorii. Da, cu jucătorii mei am o relație specială și cu unii poate că mai folosesc și expresii. Asta nu înseamnă că sunt cu tentă, sunt cu răutate și ei știu lucrul ăsta. Acum, sigur, cazul Itu e deja, s-a început să escaladeze și nu cred că e cazul. N-am nicio problemă, nici cu Itu, nici cu alt jucător. Îmi iubesc jucătorii, fiți convins de lucrul ăsta. Chiar dacă nu fac cum își doresc ei de fiecare dată, dar sunt copiii mei, cu alte cuvinte, și eu în somn îi pup. După aia, sigur, că atunci când sunt în preajma lor, îmi doresc să fie mai bun, atâta tot. Vă mulțumesc frumos!